Salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie pe canal. De data aceasta ne apucăm de FIFA 23. M-am gândit să îl cumpăr deoarece și ultimul joc din, pot să zic, franciza asta de jocuri cu numele ăsta FIFA, după cum bine știți, de la anul o să aibă alt nume și nu o să mai fie nostalgia aia, știți? Așa că am zis, bă, hai să-l cumpăr, să-l joc și de ce nu, hai să fac și o serie. Vă zic de pe acum, nu o să mă joc online pentru că nu mă prea pasionează, o să joc mai mult modul de carier, fiindcă ăla mă joc de când mă știu, pe FIFA și pe orice joc de fotbal. Așa că dacă vreți să susțineți seria, nu uitați și voi acolo să apăsați un butonaș de like și nu uitați să apăsați și butonul de subscribe, desigur. Întrebarea este, cu cine o să fac eu modul ăsta de carieră, cu ce echipă mai exact? Veți vedea acum, o să aleg un manager real și mă gândeam să aleg teoretic prima dată din România, însă nu știu, vreau să arate autentic, știți? Adică nu cred că are vreun antrenor român fața lui reală. Ia să se vadă la Rădoi. A, nu, stai că trebuie să-l selectez. Ei, nu prea. Poate Hagi? Hai de capul meu, poate Petrescu. Mă, Croitorul parcă seamănă și nu prea seamănă, dar nu. O să aleg, chiar dacă e puțin ciudat, o să aleg un antrenor care are fața în joc, gen creată. Și cred că o să aleg eu, ia să-ți vedeți voi pe cine. Mă gândeam ori la Simeone, ori la, cum îl chema? Cred că ăsta la Rangers. Dar nu-l mai găsesc acum, bă. Uite, ori pe Diego Simeone, care, bă, îmi place cum se prezintă. Sau, ia fiți voi atenți. Băi, să nu zici că nu mai e. Aba, da, uite, Steven Gerrard, ce ziceți? Cred că ar fi mai bine să le opesc, că ar fi, de exemplu, ciudat să vină în România un antrenor ca Diego Simeone și ca Gerrard ar fi ciudat, da, totuși. Și da, cred că v-ați dat seama că o să fac carieră cu echipă din România. Haideți să-i dăm advance, nu mai schimbăm niciun outfit și nu o să luăm Aston Villa și nici nu creăm o echipă, chiar dacă sunt tentat, poate altă dată. Hai să schimbăm echipa și mergem în România, în Superliga. Și teoretic voiam să aleg între CFR, între FCSB și Craiova, dar pentru că sunt foarte ofticat pentru meciurile făcute în real life de FCSB, vreau eu să iau destinul echipei pe FIFA, măcar aici să câștige ceva. Nu o să zic direct Champions League-ul și astea, dar încercăm, na, nu știu, vedem. Deci, da, luăm FCSB-ul, câte se le va, cred că avea aproape 3. Hai să-i facem noi și stadionul. Deci, o să-l numim noi frumos Ghencea. Aia zic, dăm, uite așa, Dan. Nu cred că avem alte stadioane care sunt mai realiste, cred că ăsta e cel mai potrivit. Așa, și ar trebui să-i schimbăm noi și culorile, nu? Eu zic că arată foarte asemănător cu stadionul din Ghencea, adică așa cu scaunele roșii. De fapt, ei le au și roșii și albastre, dar noi nu avem modul ăsta de customizare, așa că eu zic că e destul de apropiat. Haideți să mai vedem și gazonul care nu prea seamănă. Uite, ăsta. Ăsta e? Sau nu prea îmi dau seama nici eu. Cred că da. Iar plasa de la poartă e, da, uite așa, lăsăm default. Deci, cred că suntem good to go. Să vedem și ultimele setări. Deci, nu o să aleg Legendary, nici Ultimate, adică nu sunt chiar așa nebun, așa că o să lăs pe World Class. 6 minute cred că e suficient. Schimbăm aici pe Euro. Lăsăm și fereastra de transferuri sau stați? Ar fi mai fain să nu intervin deloc în transferul la început, pentru că mi se pare destul de nașpa, știi, vii direct și nu știu, îl cumpere pe Ronaldo, Messi, pana mea, nu știu, chiar dacă teoretic nu-ți permiți că n-ai bani, dar totuși o să lăsăm dezactivat, nu vrem ofertă de la național, lăsăm pe strict, aici lăsăm așa disabled și hai să mergem noi puțin în cupe europene. Ziceți să lăsăm așa cum e și în real life sau să schimbăm puțin astea? Adică deja știm povestea cum s-a întâmplat acum. Hai să o lăsăm. O lăsăm și pe Craiova. Wow. Aparent o băgat-o și pe aici. Chiar că în real life nu e. Da, dăm advance. Euro 6 minute. Frumos. Deci după cum spuneam, chiar dacă e world class, am activat și celelalte, se cheamă, setări ca să fie un pic mai greuț de jucat. Și
Ce am mai făcut? Am schimbat și sliderele, deci nu e jocul gen cu setările default, știți? Am căutat să fie cât mai optimizat, să pară cât mai real, ca un simulator, chiar dacă nu prea e. În fine. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Noul manager, antrenor de la FCSB. Ma, tu îți dai seama cum ar fi ca în viața reală să vină? Da, imposibil, dar... Da, nu mai zice nimic. O să dăm skip la turneile astea de început, că nu e realist deloc. Nu primim invitații de genul. Și de acum începem noi frumos cariera cu FCSB. N-am să intervin, să fac niciun transfer la început. O să vreau să pregătesc o echipă bunicică. O să jucăm fiecare meci, gen o să filmez fiecare meci din cupe europene, însă în Liga 1 doar meciurile astea importante rău de tot, pentru că cred că și voi v-ați plictisit să vedeți meci de meci, de exemplu cu Petrolul. Puțin cam boring, dacă știți cum zic. Coman, capitanul cu Companio, Cor de aici în dreapta. Boboc, Daua, Tam, Radunovic, care băi, Radunovic îmi place prea mult cum joacă. La fel și Olaru, apoi Ejuma și ăsta-i, băi, nu merge controlul, what the fuck. Așa, Popescu. Așa, l-avem pe Miculescu, Stoica, Dulca, Waidă, Vlad, Buena, Haruț și încă mulți alții. De câți vreau să scăpăm clar, adică și așa o să ținem pe bancă, așa că e mai bine, e bine și facem roze bani. Dar momentan... Lăsăm noi așa și să ne pregătim de următorul meci. Avem meci cu FC Craiova, deci o să fie un prim meci destul de interesant, așa că haideți să vedem și conferința. Ui, ce frumos, ne așezăm noi aici, să vedem și ce întrebări primim. Cred că sunt aceleași 3-4 întrebări repetitive mereu, deci o să-i dăm puțin așa skip. Suntem pregătiți, batem tot, rupem. N-avem mingea sau avem, noi tot dăm gol și câștigăm. Ia să vedem ce mai avem noi pe aici, dar suntem cei mai tari din parcare. Și sperăm și de pe stadionul, doar din parcare. De fapt, nu, doar de pe stadionul din parcare, rectific. Haideți să facem noi și echipa. Îl lăsăm pe Coman aici în banda stângă, la fel și pe Companion în centru. Băi, cam ăștia vor fi, însă să-l pun eu pe Miculescu aici. Și cred că o să-i schimb poziția și o să-l fac mijlocaș. Lăsăm pe Turnovanu, Vlad, stai acasă. Tu aici ai locul tău. Chiar, bă, uite că l-avem și pe Omranin, noroc a venit, l-avem și pe Popescu. Păi, avem o groază de jucători. Nu știu cum o să gestionăm noi pentru fiecare să joace câte un meci, două, habar n-am. Da, Rusul stai acasă, uite, l-avem și pe Șut. Băi, dar ce facem aici? Nici nu știu. Mai bine lăsăm așa. Nu schimb nicio tactică momentan să văd cum joacă echipa în modul ăsta. Cam astea sunt echipele care încep această partidă, haideți să-i dăm start. Cred că o să las caținurile de început pentru că e primul meci, început de serie, deci eu zic că e ok aici. Uite că-l vedem pe noul antrenor cum vorbește cu băieții și da, uite că au dreptate și prima impresie contează pentru moralul echipei. Deci... Let's go. Partea nașpa e că nu o să avem muzică, pentru că am dezactivat-o ca să nu avem copyright și nu o să auzim, de exemplu, muzica care o are FCSB-ul când dă gol și asta e destul de nașpa. Sau imnurile, nu știu, Champions League, Europa League și așa mai departe. Dar eu zic că e ok, auzim aici cum fac galerie suporterii Craiovei. Chiar arată destul de spunător stadionul cu cel din viața reală. Uite, vedem pe Florinel Coman aici, capitanul. Că Tănase a plecat la Arabi, parcă. Băi, sper că știți și voi chestii legate de fotbal. Adică ar fi nașpa, știți, să vă uitați la mine să spuneți, băi, ce zice asta? Acum, na. Încercăm de toate și vedem ce prindem. Așa. Asta e echipa lor. Nu ne mai interesează. Bun. Haideți să jucăm. Deci, eu am dat pe camera asta, fiindcă, nu știu, simulează puțin realitatea. Din punct de vedere al unghiul camerei. La fel și că am scos, cum se cheamă? Am scos mapa aia ca să nu văd, gen să fiu așa puțin blind. Și da, v-am precizat și că am schimbat sliderele. Uite acum Gania cu ocazie în fața porții, dar Târnovanu apără foarte bine intervenția aia. Sperăm să nu ne mai porțeze așa șuturile spre poartă. Văd că sunt animații noi. Oricum, nu o să le las chiar pe toate, dar așa să mă bucur și eu de atmosferă puțin. Mamă, ce șut ratat al lui Albu. Măi, Albu îmi place cum joacă.
Așa că o să-l am în vedere pentru transferuri, ca să știți. Daua pentru Radunovic. Măi, eu nu știu să comentez așa de bine meciurile. Probabil o să fac pitch pe colo. E și greu, știi, când te concentrezi să te joci, să și vorbești. Deci probabil nu o să vorbesc chiar atât de mult pe episoade în momente de astea cheie. Sau dacă o fac, o să-mi iau bătaie. De asta zic că e important să ai facecam, că teoretic vezi că cel care se joacă e acolo. Așa că nu-i facecam-ul și tace, pare că te uiți la unul care doar postează gameplay. Văd că au o ocazie acum de a contraataca. Hai Daua, bagă-te la el. Nu! Nu lăsa! Mamă, dă pe lângă. Sper că e destul de ok 6 minute repriza. Ar veni cam 12 minute, 13. Că mai sunt și... na, prelungirile astea. Dar văd că am început cu stângul rău de tot. Hai băieți, cu un pressing. Bine, Crețu, haide. Dar nu urcă bărbații, hai da. Bine, Cordea. Eu vreau să-i dau lui... nu lui Coman. Mamă, ce palet a fost. Vreau să-i centrez lui Companiu, că dă foarte bine cu capul în FIFA. La fel și în viața reală. Mereu o să am comparațiile astea gen FIFA, viața reală. FIFA, viața reală, ca să știți. Bine, hai Florinel. Pasează. Doamne, dar ce cu pasa aia. Bine. Doamne, ferește. Paletar, Miculescu. Dar oricum e și pentru că l-am pus pe poziția care nu-i priește. Chiar după meciul ăsta să-i schimb antrenamentul ca să se obișnuiască cu poziția de mijlocaș. Îmi place în FIFA, da, uam. Bagă niște alunecări super. Nu ca acum. Mamă, ce credeam că le dă penalti. Hai companie, dă-i-o lui Olaru. Na, o prelungire proastă. S-a uzat așa de tare controllerul. Mamă, mamă. Trebuie să trag tare de controller. Aici George Gania cu ocazie. Minutul 24, 0-0, Târnăvanu prinde această minge și sperăm că putem forța un contraatac. Hai Cordea. Na, are nevoie de sprijin. Hai bă Miculescule, ce faci? S-ar putea, și să știți, vă zic de pe acum, să dau rage-uri pe jocul ăsta. Dar sperăm să nu. Bun. Hai Radunovic. Bine Radunovic, gol în minutul 27. Frumoasă execuție și ușoară de asemenea. Ia animație nouă. Îmi place, îmi place. Interesantă celebrarea. Aici Coman ioșează frumos și golazo Radunovic. Da, eu zic că e bine. Mamă, ce crack voice am. Na, trebuia să se dau pe poziții viitoare. Hai, companio. Nu! No! Hai, Florinele, bagă-te. O, să te bagi, că n-ai unde. Vai de capul meu! Nu! No! Nu! No! Nu! No! Bine, Târnăvanu! Excepțională ieșirea. Chiar să zic execuție. Vai de capul meu. Companie, ce faci? Iancu cu ocazie, Ganea. Paralel. Stă mortu, bă, ce asta? Ne dă gol Craiova prin Bauza. Bă, destul de rapid au reușit să ne egaleze. Aici a fost vina lui Juma. Uai, du-te cu... exteriorul. Nu mi-a plăcut.
Hai să forțăm puțin. Ai, Florinele. Și ce transfer aș vrea să fac? Numai pentru că are fața în joc Denisman. Dar nu garantez obligat, dar mi-ar place, știi? Adică ar fi fain să recreez atacul de anii trecuți. Da, de anii trecuți. Uai, du-te ce execuție dintr-un metru acolo în fața porții. Mamă, mamă. Vezi cât periculoși cred venim. Bauza. Cu o pasă în careu. Ganea întoarce la Albu. Un schimb de pase foarte bun. Dar Olaru acolo pe fază. Cordea pentru Miculescu. Miculescu. Ce face? Ah, bun. Hai Cordea. Dă drumul la minge. Ești prost. Mă scuzați. N-am vrut să zic asta. Numai să mă vedeți cât îi mai zic în joc o camera. Bun, Florinele, vai. Tată, da. Nu-i bine. Contează mult primul match pe care îl jucăm cu antrenorul, că o să influențeze moralul echipei pentru o perioadă destul de lungă. Și de asta mă cam oftică că se bazează pe primul match. Dar în fine, aici Florinele a angajat foarte bine. Hai, concentrare. Companiu. Nu, era Cordea. Olaru. Hai, Olaru. Bine. Bun. Unde o dai, băiete? De fapt, nu-i băiat, e bărbat. În fine. Prima repriză 1-1. N-am avut un început de partidă destul de rău. Dar, nu cred că fac încă schimbări. Mai aștept puțin. Haideți să revenim. Poate reușim să întoarcem și noi scorul, dar pe început de repriză, așa că o să punem puțin pressing pe ei, să se sperie. Hai da. Hai Miculescu, urcă. Aia zic. Very close. Mă sper că e o experiență destul de faină cu sliderile astea pe care le-am făcut. Am încercat să simulez realitatea. E un pic angre pe FIFA, dar n-am ce să-i fac. Hai Coman. Era în offside sau ce? Hai Juma. Pentru Olaru. Crețu. Hai Coman. Na, Coman. Sari înainte. Bine. Cordea. Doamne. Crețu îl vede bine. Na, a fost blocat. Am dezactivat faza cu Hensu pentru că era foarte abuziv. Gen... sărea mingea doar mână, zici că era magnet și se acordau penaltiuri mult prea ușor. Așa că mai bine nu. E interesant că au schimbat și sistemul de corneri și penaltiuri. Și îmi place destul de mult. Hai să îl folosim noi puțin pe Companiu pentru că știm că e bun la loviturile cu capul. Să sperăm că o prinde pe asta. Hai Companiu, hai! Avem corner sau... da. Hai, mai încercăm o dată. Acum sper să o dau și bine. Da, Companiu. Bine, v-am zis că o dă bine. Numai că a apărat-o portarul. Aoleo, cum trece Ganea de Crețu. Hai de Crețule, bagă sprint. Bagă-te la minge. Vai, bă, nu-i bine. Cum a agățat-o cu piciorul. Bun, Cordea. Haide. Ori de acum. Banda dreaptă. Îl vede bine pe Miculescu. Dar Companiu, de ce nu ești în atac? Hai Cordea. Mamă, vezi că a fost periculoasă faza. Numai că a fost pe fază portarul. Uite-l și pe Gerard. Puțin supărat și încruntat. Mai are puțin și nea la palme. Eu vreau să bată Radunovic. La cornere de astea trebuie să fie piciorul de bază al lor. Ia, gol. Prea tare. Dar e bine. Să schimbăm pe Companiu? Nu mai lăsăm. Adică o jucă destul de ok. N-are rost să fac acum schimbare. Hai să mai punem puțin pressing.
Bine, și nu mai e bine. Haide, 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 haide. Bă, ce ăla așa de liber? Pe el, 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 pe el. Bine, Crețu. Așa, cordea. Acum Coman. Bine, hai Radunovic. Îmi plac centrările lui Radunovic. Dar Coman stă în spatele adversarului. Cum se prinde pasă? Acum Craiova cu o încercare de a ieși din defensivă. Dar FCSB-ul este organizată bine. Haide. Și ocazia acum pentru FCSB. Cordea, Cordea. Na, slăbuț, slăbuț. Ejuma pentru Olaru ar fi trebuit. Hai să nu facem egal. Hai băieți, știu că putem. Ce pase bune face și Craiova. Iancu, Iancu intră în careu. Și bine e o fură, e jumătate de la picior, mi-a plăcut asta. Dar uite cu Iodă Miculescu. Băi, ești fumat. Ok. Să fim atenți pe final de meci. Na, trebuie să avem grijă să nu facem fault. Bine, Târnovanu. Hai rapid, hai rapid. Ia uite cum intră ăla, băi, în mine. Frumos, frumos. Și avem acum șansă. Dar până ajunge Cordea. Escălăresc. Bine așa. Hai cu pressing-ul. Na, cred că se fac niște schimbări. Era să zic să fac niște transferuri. O să le facem și pe alea de mai încolo. Au avut acuratețe mai bună decât noi în pase. Și se vede asta. Albu cu un șut din afara careului, dar ne descurcăm. Cordea îl vede foarte bine pe Coman, dar pasa este prea joasă. Na, hai să facem niște schimbări. Deci, Miculescu intră Popescu. Dar nu-mi place. În fine. Cordea intră Omrani. Așa. Buena. De fapt nu. Cred că e suficient. Da, e suficient. Doar două transferuri. Doamne! Două schimbări facem. Acum sperăm să se și pluere ca să se completeze. Uite-te și tu cât de liber e ăla. De ce, mă rog? În careu, Craiova e periculoasă. Achim cu un șut, dar reține Târnovanu fără probleme. Și probabil ultimele noastre șanse. Nu. Sau? Credeam că o să greșească pasa. Bine, pentru Darius Olaru. Da, dezamăgitor. Sau nu? Sau da. A, bă, frate, că era ușor acolo. Bine, Daua. Cui o dă? Cui o dă? Dar unde e Cordea? Cordea se duce și cerșește mingea în fața porții. Doamne. Ok, dăm puțin pe atac. Și încercăm să tragem puțin de scor. Așa. Bine. Haide. Bine, ce execuție pe Omrani, gol pe final de partidă și văd că au o celebrare de asta vulcanică, toată lumea se călărește, bine, îmi place. Se bucură bărbații că am dat gol pe final de partidă. Nu cred că sunt fericiți și craiovenii. Acum sperăm să fie un meci pașnic. Da, mi-a plăcut centrarea, cine a dat-o? Radunovic? Cred că da, ca de obicei. Și Omrani cu un voleu superb. Bun. Acum ar trebui să ținem de scor. Pentru că știu că acum AI-ul în FIFA 23 pe final de meci
pune presiune foarte mare dacă e în dezavantaj. Și nu vreau să ne luăm bătaie. Eu nu știu de ce compania nu s-a dus pe culoare, dar în fine. Bine, hai Coman. Calm. Bine. Hai Omrani. Omrani se tăvălește pe jos. Dar nu mă supăr, 2-1. Batem, deci s-ar putea să aibă moralul foarte crescut echipa. Iar asta ne va ajuta mai acolo. Uite ce Gerard dă mâna cu... Nu mai știu care era antrenorul FC Craiovei. Dar măcar antrenorul FCSB-ului e fericit. Toată lumea e fericit. Ar trebui să fie și domnul Gigi Becali e fericit. Că i-am bătut și că echipa are un așa antrenor. Hai să mergem la interviu să vedem ce ne mai zic ăștia. Dar cred că la fel. Ce părere am avut de ăla e că... Dar ar trebui să răspundem. O primă victorie superbă. Știu că echipa poate să câștige. Următoarea întrebare. Că era egal, dar am dat noi gol. Și noi răspundem că ei, trebuie să fii calm, știi? Cu răbdare treci marea. Cred că așa era vorba. Și că ne-am luat un gol așa, dar e ok, nu știu ce, bla bla bla. Bun, suntem cei mai tari de pe stadionul din parcare. Băi, cred că aici vă las și eu cu episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like. Nu uitați să vă abonați dacă vreți să mai vedeți următoare episoade din seria asta. Iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!